Mergem mai departe, pentru că, iată, pentru prima oară vine la noi la emisiune și, în general, la o emisiune de televiziune, împreună să colinde oameni buni, nimeni alta decât Mira, care vine alături de mama ei, doamna Aurelia. Să le poftim! Sărut mâna! Ai emoții? Aici e! Sărut mâna, mama, ce faceți? Bine, Cătălin, mulțumesc! Avem emoții, rău! Doamna, am văzut că are emoții! Doamna Aurelia, oameni buni, invitată alături de noi astăzi, cântă cu mai tânăra artistă Mira. Da, am. Dar pe bune chiar sunteți mama ei, că păreți ca două surori. Chiar sunt mama ei. Mama ei, nu? M-am făcut la 18 ani. 18 ani. Da. Mamă, ce mamă tânără. Ce, da, mama a fost pe foc așa repede înainte, n-a vrut să rateze nici hotărâtă. Hotărâtă, da, 100%. Tânără și copilul la fel ca mine. Foarte frumos. Haideți să luăm un loc și să ne povestiți, pentru că e importantă să ai un copil, să fii mamă tânără, nu? Te joci cu el, altfel îl crește cu tine. Exact. Am crescut și eu la una cu ea. Super. Și cred că ai și mai multă răbdare atunci. Nu știi efectiv cum trece perioada, pentru că n-ai cum. Exact, atunci nici vrea să dai seama exact ce se întâmplă cu tine. Exact. Foarte frumos, Mira, oameni buni, și doamna Aurelia, sau mama Mirei, au piesă împreună. Colindă. Da. E prima dată când colindați împreună. Exact. Și e prima dată când mama cântă pop. Da, pentru că mama ta cântă muzică populară. Da. Iar acum a acceptat provocarea ta. De la tine a venit ideea? Oarecum da, și managerul meu a pornit ideea asta, a zis, haide. Inițial mama a zis, hai să facem o piesă împreună, ea voia populară și eu eram nu știu ce să zic, că a trecut o perioadă bună de când am mai cântat populară, că eu așa am început și eu, cu populară, o imitam pe mama toată ziua. Ce tare, și? Și până la urmă am zis, mi-a dat ideea domnul manager, a zis, dar nu faceți domnul de acolo, din spatele camerei de filmat? Da, 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 de acolo. Domnul Ursu, care a slăbit, uite-te ce bine, da, arată, da, da, mă, bine, băiatul, bine. Domnul Ursu, manager, puneți, da, da, exact, exact, domnul manager, e la capeluța acolo, în spate, domnul Ursu. Bun, și ce a zis? A zis, hai să faceți o piesă, și am zis, da, chiar că e o idee bună. Și am zis și mami și a zis, da, hai să facem. Și după aia ați dat seama ce distracție a fost în studio? Când am auzit că de fapt... Trebuie să colindați și că, da, de fapt nu sunteți, da, în muzica populară, aoleu, ce fac? Păi asta era faptul, că eu ziceam, bun, o colindă, dar colindele cu care am crescut eu, adică... Ea nu s-a așa la pop. Nu la pop, niciun caz. Mă gândeam, da, că... Genul... Lerui ler. Exact. Și când am auzit, zic, aoleu. Eu zic să ziceți, Doamne ajută, pentru că poate vă propuneați să cântați vreo colindă de asta, rock sau cine știe ce. Trap. Un trap, un trap, exact. Și dădeam un trap, mă, nu se zicea nimic. Da, nu e timpul trecut, eu zic că la nu se poate. O colindă trap? Nu. Perfect, vă rog frumos. Deci, oameni buni, da, este doamna Aurelia Cimpoieru alături de noi, interpretă de muzică populară pentru cei care se uită. Mira este fiica dumneaei și împreună cântă colinde. Ca să vă repereze lumea, că dumneavoastră cu costumul popular, cu toată treaba, acum va trebui să vă și schimbați pentru genul ăsta de acțiune. Nu, eu rămân tot în zona folclorului. Deci tot în folclor rămâneți. Da, da, da. Perfect. No, ce mai e pe la noi pe acasă? Pentru, în cazul care nu știați, Mira Olteancă s-a născut la Rovinari. La Târgu Jiu m-am născut. La Târgu Jiu. Dar am locuit vreo 20 de ani în Rovinari. Era acolo, la aerul ăla puternic. 20 de kilometri de Târgu Jiu. Și după aceea ne-am mutat la casă, la Câlnic. Am înțeles. Foarte frumos. Dar știți ce vreau să vă întreb? Cum a fost să descoperiți că aveți un copil atât de talentat și că, iată, la o vârstă destul de fragedă... Povestește-i! Ajunge să fie o artistă de succes. Apoi, Cătălin, niciodată nu am vrut, sincer, eu nu am vrut ca ea să cânte. Nu cred. Ea n-a vrut. Nu pot să cred. De ce? Pentru... eu am zis că mi se părea foarte greu. În muzica populară mi se pare foarte greu. Cântam 3 zile la nuntă. Da. Era muncă multă și am zis, zic, mult nu, efort. Zic, hai să mergi pe medicină. Ca să-mi ofere ceva. Hai să ai o carte de muncă. Da, da, da. Nu. Sincer, am iubit întotdeauna eu medicina. Da. Și aveam în jurul nostru prietena ei, tot la medicină, și am zis, zic, e ok, zic, să ajungi medic. Și eu eram, ce să fac eu? Și ea cânta. Și toți vecinii. Eu când veneam... cu spray-ul prin casă? Nu cu spray-ul. Telecomanda? Nu. Deci pur și simplu pe scara blocului la vecini. Acolo stătea și... Era eco. Da. Da, exact. Și? Și toată lumea, mereu când veneam acasă, îmi zicea, vai, dar ce cântă fieta, face să știi că noi o plătim, ea să stea jos, să ne cânte și noi să stăm aici să bem câte o bere lângă ea. Și atunci, eu era foarte mică. Și atunci ce a zis? Dom'le, s-ar putea poate să aibă... Nu, n-ați fost de acord. Nu, nici atunci, nu. Când medicină. Am făcut... Da.
Și învăța foarte bine și eu eram tare mândră. Am zis la biochimie, tu înțelegi ce chin pe mine? A trebuit să fac biochimie. Dar stai un pic, că erai talentată, adică învățai și foarte bine, auzi ce zice mama da, ta. Era foarte... Și când v-a zis că de fapt bună. Nu vrea să dea la medicină și că ea de fapt vrea să facă cântăreață? Când m-am dus la Vocea României. Da. Dar, și nu știați? Ba da, nu, dar până atunci, în clasa a șasea, de ziua ei, deci atunci am realizat că cântă foarte bine ea. Ți-am cântat, nu? Da, de la Rihanna și eu am zis, zic, ascultam pe Rihanna și o ascultam pe ea și ziceam, Doamne, dar nu e nicio diferență. Mamă, și e fimea. Și am zis, zic, am venit din camera cealaltă, că ea era cu fetele acolo în sfragerie și se distrau. Da. Și zic, băi, dar cine a cântat? Și ea zice, se ridică acolo pe o canapea sus și pe masă și zice, eu! Mândră! Da, mândră! Și m-am zis, zic, chiar e bine. Și atunci soțul meu zice, băi, chiar a cântat bine de tot. Și atunci poate ne zicea să ne gândim și noi să o lăsăm. Da, băi, ea zicea că vrea la Palatul Copiilor, la Târgu Jiu. Da. Și eu am zis, cu condiția... că nu vei lua niciodată note mai mici de cum mai ești aici la... Deci cum ești la carte, deci dacă îmi scazi cu notele, nu te mai duci. Și? Și nu. A fost până la liceu, până am dat de matematică, să fim realiști, când am luat frumos 2-2-2. Stai liniștită. Asta e altă poveste. Nu știu, că era aer la Târgu Jiu, dar am trecut și eu pe la orelele unde ai trecut tu cu 2-2-2-2. Bun. Să trăiți domnul profesor Stoichițoiu, l-aveam la matematică. 2-2-2-2-2! Perfect. Știm, cunoaștem. 2-2 era probă de microfon, adică nu chiar n-am luat 2-2-2, adică probă de microfon, să nu pară că nu știam la matematică, mă, era bun. Aia. Eu am avut un șoc când m-am ajuns la liceu la ea. Și? Și m-a sunat o vară și îmi zice... Eu am crezut că mă bate de față cu toți colegii. Păi, nu mi-a spus. Da, când a văzut 2-2-2-2? Da, da, de față cu toți colegii, de arătat diriginta și zice, oh, uite, e bine, 9-10 la română, la engleză, 9-10, bine. La matematică, un pic cam rău, așa. 2. Și se... Mama, deci trebuia să-i vedeți fața, da. I-a picat fața, s-a uitat la mine. Nu, dar nu e doar un singur doi. Da, da, și zice, doi, da, e ok, domnul. Nu las corigențe așa. S-a întors la mine și a zis, atât am auzit de la ea. Mirabela, vorbim noi acasă. Zic, păi cine se mai duce acasă? Mamă, câte am auzit de astea și noi după ședințele cu părinții. Dar după aia, după 2-2, a urmat și 10? Adică probă de microfon, 2-2, 10, da, 10? Nu. A urmat și 10. Totuși ai ajuns acasă, ai intrat în ședință și apoi ți-ai dat seama că trebuie să depășești momentul. Nu, mă așteptam, sincer, să-mi dea două palme să nu mă mai văd, dar nu mi-a dat. Eram șocată. M-am dus acasă, eram deja pregătită. Zic, ia-o. A fost ceva de genul, te rog frumos să nu mă faci de râs. Eram... Mai rău te enerva chestia asta, că nu înțelegeai, mai multă presiune pe tine. Tu zici seama, bine, am scos-o până la urmă la capăt, aia nu mai contează acum. Bun, și practic a plecat la Vocea României și atunci v-ați dat seama că oricum o să fie pe drumul ăsta. Prima dată am mai fost la un concurs de genul și am fost dezamăgită. Nu cred, la ce concurs, unde? La altă televiziune? Da. Și am rămas așa cu un gust amar, crezând că... poate. Că am crezut că nu sunt suficient de bună și am zis... Eu nu mă dau bătută. Și deci acolo am venit acasă de la Timișoara dezamăgită, am zis, na, și adică n-ai mers mai departe? Ba da, nu, la un moment dat am ieșit din concurs și nu m-a difuzat, nu nimic. A fost super bizar. Da, fix așa s-a întâmplat. Și atunci am rămas un pic am zis dezamăgită și acum a apărut Vocea României la Pro TV și îmi zice ea că uite că e frumos și a fost o colegă de ei la palat care cânta nu la fel de bine ca ea. Și eu am... Poate ea se uită, mamă. Dar nu contează, dar nu era cu realitate. Cătălin, dar eu... Mai cântă fata asta. Îmi place de mama ta că e foarte directă, să rămână. Dar nici nu mai cântă fata respectivă. Mai bine. Și atunci soțul meu a zis, face... Gata, o ducem aici. Și eu am zis, eu nu mă mai duc, domnule, cu ea. Zic, am mai fost pe la Timișoara, pe la... Zic, las-mă, pa, ce zic, eu nu mă mai duc cu ea. Și el zice, ba da, face, vorbesc eu cu un verișor, vă duceți cu el cu mașina. Dar uite, asta aș vrea să le spunem oamenilor, ce înseamnă perseverența. Și faptul să nu te dai bătut atunci când primești un răspuns de nu și ai un eșec, pentru că cineva ți-a zis, ei, nu ai șanse. V-am luat... Nu, te-ai dus în continuare și faptul că, uite, părinții să creadă în tine. Știi cum aia cu șut în fund? A fost un pas înainte. Fiți așa a fost. Nu mai zic că m-am dus la toate festivalurile din țară. Am luat pe toate la rând. Prima dată când am câștigat primii bani dintr-un festival, zic, mamă. Păi nu, ce am făcut? Am zis că inițial îmi iau haine, că n-aveam și o să am ținute. Și de fapt, cu roșu. Știi ce mi-am luat? Mi-am luat o chitară. Mi-am luat și o chitară albastră. Dar era foarte cu minte în privința banilor. Aducea banii acasă tot timpul.
Sau mă suna primarul de la Rovinar, de acolo, și zicea, doamnă, trebuie să veniți să ridicați premiul fetii. Și eu ziceam, pentru ce? Câștiga diferite premii la desene pe asfalt. Da. O premia că erai o elevă foarte bună. Și tot timpul era de cine. Am luat și de asta de cetățean, dar Rovinari mi-au dat premiul de... Mamă, deci mergi cu autobuzul gratis prin Rovinari? Dar nu avem. Acolo nu e. Păi asta e și ideea, că nu avem. Nu e autobuzul? Nu, dar nu mai știu, nici nu mai... Bă, contează la urmă faptul că oamenii de acolo te-au apreciat și te-au recunoscut și cred că asta e contează mai mult. Foarte frumos. Ce poveste. Cât de tare și, de fapt, cât de mult... Oamenii pot să înțeleagă că, de fapt, drumul ăsta să devii cunoscut nu e atât de ușor pe cât pare deloc. Pentru unii. Pentru că m-ați impresionat ce ați zis mai devreme. N-am vrut să las pe fica mea să cânte, pentru că eu cântam trei zile la nunți, la evenimente, unde e foarte greu. Pentru că mulți oameni se uită și ca artiști. Cântă ce un pic acolo, râd și nu, gata, ce ușor e. Deci e foarte greu. Eu știu că greu. Nu e adevărat, că și eu în casă trăiesc cu un artist care știu același lucru. Cum e, da. Exact, și nopți pierdute și probleme. Și, da, și nopțile și când faci... Și Andreea Bănică mai devreme spunea, bă, cântam non-stop, știi? Adică că 10 ani n-a fost la botezurile prietenilor, la nunți. Și atâtea drumuri. Deci, dintr-o parte în alta, concertele, lumea... Acum mi-e dor. Acum, da. Mamă, ce dor îmi e. Lasă că ușor, ușor, Doamne ajută să reintrăm în normal. Să știți că Mira și doamna Aurelia, pot să zic Aurelia direct? Chiar te rog, dar am vrut, gata. Aurelia și Mira, oameni buni, o să ne cânte. Nici nu mai știu cum se zice, Aurelia și Mira sau Mira și Aurelia? Mira. Eu pot să zic pe mama înainte că e... Nu, eu vreau de pe la Mira. Ea talentul. Să vă dați seama că de la muzica populară ați ajuns la Mira featuring. Aurelia. Mira featuring Aurelia și când scoateți muzica populară, cum e? Aurelia, cum e, mă? Împreună cu Mira. Cu Mira. Așa se zice? Deci trebuie să populară. Trebuie să facem nu, invers. Nu, și cred că Aurelia și Mira, Bela. M-am zis Mirabela, dacă. Da, Mirabela ziceau, nu? Și Mira când ți-au zis? Nu, mama nu, mi-a zis Mira întotdeauna. Deci la Mirabela nu-i mereu prin casă, Mira, ce faci, Mira? Da, faci, Mira? Când e supărată pe când era supărată pe Mira, Mirabela. Nu mai așa auzeam, Mirabela, când auzeam Mirabela zic, e ceva rău. Poți să te uiți un pic așa în cameră, să anunțăm că urmează publicitatea, dar pe tonul pe care zicea mama ta, Rovinariu, vă rog frumos fiți atenți, și toată țara, exact, ca și cum venea mama acasă și te anunța că, da, și tu anunți publicitatea aia. Și apoi cântăm, cântăm cu Aurelia și Mira în câteva momente, dar până atunci... Doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat după publicitatea.